Eu v-am zis, m-am explicat, alocația în cea mare, iau 2.400.000 și eu ajutor 1.400.000, atât. Vin la ore suplimentare, mănâncă, stă, că stă o jumătate de oră sau o oră, până la teme, nu pe stradă. Asta e ca un fel de meditație, da. Sunt mulțumită, foarte mult v-am zis. Fetele stau cu bunica de pe tată și tata. Ele sunt silitoare. Chiar cea care e la mine în clasă, la clasa a patra, Ionela, mai voioasă, mai ambițioasă, înainte era foarte rușinoasă, acum parcă are mai mult curaj să vorbească la lecție. Abia scuteam o propoziție și acum chiar am văzut-o că a evoluat. Cei care participă la program, parcă au mai mult curaj să răspundă, sunt un pic mai activi față de anul trecut, când nu erau, nu cred că nu participam la program. Deci este un lucru benefic. Da, le-a stimulat un pic încrederea în sine și chiar și la teme am observat că chiar dacă ei nu reușesc să facă toată tema, cât pot fac, rezolvă exact atât cât pot. Și sunt apreciați pentru asta, da. Pasă. Este ceva diferit pentru că acolo învățăm foarte multe lucruri, doar că nu se pun notele. Acolo este pentru a ne îndruma, pentru a ne ajuta ca să învățăm cât mai mult. Și mulțumim, doamna noastră de matematică, care are răbdare cu noi. Da.